După ce de 48 de ore ninge și iar ninge, autoritățile locale sunt obligate să intervină din nou în forță pentru a degaja zăpada de pe carosabil, de pe trotuare și de pe alei. Deci, prima oră trage la 8 seara, după aia la 3 dimineața și cu azi de rampant la 5. Cum arată căile de acces în Roman? Zice că bine. Acum se acționează pe alei. Reamintim faptul că lucrările de dezăpezire se fac de către operatorul de salubritate, Societatea Rosal Roman, care are contract cu Primăria Roman pentru 25 de ani, document încheiat de ex-primarul municipiului Roman, Dan Ioan Cărpușor, în timpul celui de-al doilea mandat al său.